Și eu decid o resursă pentru clasa a șaptea în cadrul proiectului CRED. Activitatea din această resursă educațională are în vedere participarea cetățenilor la luarea deciziilor care îi privesc pentru a trăi decent în propriul oraș. Resursa se adresează elevilor de gimnaziu, pentru clasa a șaptea în mod deosebit, dar poate fi folosită și de celelalte clase. Clasa este împărțită pentru activitate în echipe de 5 până la 8 elevi. Materiale necesare pentru derularea activității: tablă, flipchart, col de scris. Organizarea sălii de clasă cu bănci sau mese și scaune mobile. Cum va decurge activitatea? Profesorul spune elevilor că urmează să locuiască în 4 cartiere ale unui nou oraș și ei vor decide cum anume va arăta orașul lor. Profesorul așează pe podea 4 foi de flipchart, pot fi și foi mai mici, fiecare reprezentând un cartier. Elevii, cetățenii ai orașului, se vor plimba în jurul acestora, iar la un semn al profesorului, care poate fi o bătaie din palme, elevii trebuie să se oprească în fața celui mai apropiat cartier. Fiecare cartier ar trebui să aibă același număr de cetățeni. În cazul în care nu sunt echilibrate din punct de vedere numeric, profesorul cere elevilor să se mute în alt cartier. Profesorul solicită elevilor să creeze un logo al orașului sau să-i dea un nume, de exemplu, cartierul verde, cartierul cutei. Profesorul înmânează o listă cu serviciile, instituțiile sau elementele de infrastructură pe care le doresc cetățenii în cartierele lor. Fiecare cartier poate alege 10 servicii și pot propune un alt serviciu care nu se regăsește în listă. Profesorul colectează propunerile din fiecare cartier, scriindu-le pe tablă. Profesorul cere elevilor să convină asupra a 10 servicii pentru întregul oraș în funcție de priorități, argumentând alegerea făcută. Pentru facilitarea momentului, fiecare cartier își poate delega un reprezentant. Ce observăm? Ce este important să faceți sau să aveți în orașul vostru? A fost dificil să decideți care servicii sunt prioritare pentru oraș? Oare este important ca oamenii să aibă dreptul la opinie atunci când este vorba de luarea deciziilor cu privire la locul în care trăiesc? Cum s-au comportat cetățenii atunci când au ales? O resursă educațională în cadrul proiectului CRED.